Salutare și bine v-am găsit! Acesta este ghidul pentru Tiger Safari, misiune date de Peacekeeper pe harta Customs. Obiectivele sunt următoarele. Marchează cele 3 mașini Tiger cu câte un marker MS2000 pe Customs și dă-ți extract cu statusul Survived de la locație. Markerul MS2000 poate fi cumpărat de la Prapor nivel 1 pentru aproape 15.000 de ruble sau de la Ragman nivel 1 pentru aproape 18.000 de ruble. Ca să schimbi din ruble în euro, poți face asta la SKIER. Un euro este 161 de ruble. Ai nevoie de 3 markere pentru această misiune. Fiind obiecte speciale, ele pot fi plasate în sloturile pentru obiecte speciale din inventarul tău. Odată plasate aici, ele nu pot fi lutate de alți jucători dacă mori. Ordinea în care plasezi aceste markere este irelevantă. Pentru ca plasarea unui marker să fie cu succes, trebuie să supraviețuiești 30 de secunde de la plasarea acestuia. Acestea sunt locațiile mașinilor pe hartă. Primele două mașini sunt aproape una de alta, situate între Military Checkpoint și New Gas Station. Prima mașină este situată cel mai aproape de zona baricadată de la checkpoint, iar a doua mașină este în mijlocul drumului. Ultima mașină se află între podul principal și Old Construction, aproape de o poartă. Plasarea markerilor se poate face în raid-uri separate. Dacă extrageți din raid cu statusul Run Through, misiunea nu va fi considerată finalizată. Pentru a evita statusul Run Through, obțineți cel puțin 200 puncte de experiență în raid, prin eliminarea PNC-ilor sau scavilor sau looting, sau fiți în raid timp de cel puțin 7 minute înainte de a da extract. Dacă v-a plăcut acest tip de conținut, nu uitați să vă abonați la canalul meu, să dați un like la clip și ne auzim data viitoare. Numai bine, salut!